Bun găsit, vă spun, stimați telespectatori, urmăriți o nouă ediție a emisiunii Cotidian. Iată-ne din nou în fața dumneavoastră, închidem împreună săptămâna și sperăm să intrăm cu toții într-un weekend frumos. Pentru prima dată, în cadrul platoului nostru, Adrian Chifu, consilier local în Verbania, Italia. Piatra Neamț în proiecte comune cu acest oraș din Italia, Verbania. Bine ai venit la Cotidian! Bine v-am găsit! În primul rând, aș vrea să le povestim telespectatorilor noștri cum ai ajuns tu în Italia, cum ai ajuns consilier, pentru că e un lucru foarte interesant, mai ales că ești foarte tânăr, ai numai 33 de ani. Mulțumesc! Consilier, ca să ajungi consilier, mai întâi trebuie să candidezi. Eu, anul trecut, în luna iunie, am candidat în Italia, pentru că ca cetățean european ai dreptul să candidezi la alegerile locale și europarlamentare. Când se întâmplă asta? Iunie anul trecut. În 2009. Da, dar până în 2009, când ai ales să pleci din România și de ce? Păi am condus Partidul Inițiativa Națională, filiala Neamț, aproximativ 3 ani, din 2005 până în 2008. După care asta era la tineret, presupun. Nu, chiar la seniori. Deși aveam o vârstă, eram destul de tânăr pentru politică, Partidul Inițiativa Națională pentru mine a fost prima experiență politică. Să înțeleg că erai pasionat de domeniul acesta politic, da, încă din adolescență. Da. Că erai minor, dacă stăm bine să facem socotelile. Da, deși în România nu e o laudă acum să faci politică, pentru că știm cu toți clasa politică din România, în ultimii 20 de ani, cam cum s-a manifestat. Ce s-a întâmplat cu pasiunea sa legată de politică până anul trecut, când te-ai decis și ai avut și posibilitatea, probabil, să candidezi? Da, după ce am demisionat din Partidul Inițiativa Națională... Bine, presupun că ai demisionat înainte să pleci, nu? Nu, veneam din Italia când conduceam Partidul Inițiativa Națională pe județul. A, bă, ce ai naveta, Italia, Piatra Neamț? Da. După care m-am retras acolo, am studiat bine legea electorală europeană și mi-am dat seama că pot câștiga un loc de consilier local în aceste ani. Ești singurul străin, înțeleg, în orășelul acela, să... printre consilierii locali. Recunosc că acum am pierdut acest titlu, pentru că între timp am devenit și cetățean italian. Dar în momentul în care am fost ales consilier local, eram pe de-a dreptul străin. Bine, tu practic ai dublă cetățenie în momentul de față și eu cred atât timp cât ești născut în România, sufletul este de român. Să recunoaștem că mă simt român, nu italian. Clar, clar. Indiferent că Italia mi-a oferit o viață mai bună, mă simt român. Și vei lupta, înțeleg, în continuare pentru drepturile românilor. Cât voi putea, din Italia. S-au schimbat lucrurile. Imaginea românilor în Verbania este o imagine pozitivă acum. Ziarele, televiziunile nu mai vin cu mesaje negative la adresa noastră. Și e un lucru destul de bun. Cerut cei care, sau de la care tu așteptai un vot. În momentul în care ai mers la ea acasă și ai stat de vorbă, care erau dorințele lor? Ce și-ar fi dorit să schimbi? Sau pentru ce anume și-ar fi dorit ca tu să lupți? Lucrul cel mai important, să schimbăm imaginea noastră acolo, la România. Pentru că totul pleacă de la imaginea negativă pe care o avem în străinătate, nu? Numai în Italia. De multe ori pe nedrept, pentru că eu am avut niște intervenții critice la adresa președintelui Camerei Deputaților din Italia, Gianfranco Fini, în așa zisul caz mai lat, însă și ei erau în campanie electorală și au folosit orice mijloace pentru a câștiga alegeri. Și românii au fost carne de tun pe care au folosit-o în acea campanie. Au locuri de muncă? Li s-au micșorat salariile? Într-adevăr, criza se simte și în Italia, chiar și comunitatea românească de acolo simte. Să nu uităm că românii și românii din Italia ridică PIB-ul italian cu 1%, deci este comunitatea cea mai numeroasă din Italia. Se confruntă cu greutăți, să nu-și piardă locul de muncă, salariile nu s-au micșorat, pentru că
chiar făceam o glumă cu partenerii mei politici de acolo, spuneam că la voi nu s-au micșorat salariile pentru că nu-l aveți pe Boc. Probabil. Curtea Constituțională n-ar fi acceptat niciodată micșorarea. A fost greu să intri în sufletele oamenilor de acolo? Mă refer la italieni acum, pentru că e clar că pe români ai reușit să-i convingi. Da, mi-a fost destul de greu, pentru că lucruri simple nu mai există în ziua de astăzi. La început au fost un pic mai speriați, acum cât de cât au înțeles ideea și colaborez destul de bine cu administrația locală. Ți-ai dorit mai mult decât ceea ce faci acum? Da, întotdeauna îmi doresc mai mult și se poate mai mult. Cum ar fi? Este cât poți să faci din ce-ți propui. Mi-a fost destul de greu, în primul rând, să ajung la concluzia să înțeleagă ambele administrații locale din Verbania și din Piatra Neamță înfrățim aceste două orașe. Pentru că Verbania este un oraș turistic. Așa cum tinde să devină și Piatra Neamț, da? Ne asemănăm ca loc geografic. În Verbania, anual, trec aproximativ 1.200.000 de turiști și mândria mea era ca la intrare în orașul Verbania să fie plăcuța cu orașul meu natal, Piatra Neamț. Și cred că e un mare câștig pentru noi să avem plăcuțile cu orașul Piatra Neamț în Verbania. Bine, eu știu că acest lucru tu ai reușit să îl faci, adică să înfrățești cele două orașe. S-a realizat înfrățirea, s-a semnat. După... Cine... sau pe cine a trebuit să convingi mai greu? Administrația locală din Piatra Neamț, în primul rând. Pe cum așa? Pentru că în România orice lucru îl faci mult mai greu decât în altă țară. Vorbim de birocrație. Și birocrație, mai întâi a trebuit să-i conving, să înțeleagă importanța înfrățirii cu Verbania. S-au făcut schimburi de experiență până în momentul de față? În afară faptului că tu vizitezi foarte des orașul Piatra Neamț, pentru că da, am înțeles că vii în fiecare lună acasă. Luna vin acasă, da. Anul acesta am participat reciproc la zilele orașului, adică o delegație din Piatra Neamț a mers în Verbania la zilele orașului din Verbania și o delegație din Verbania la zilele orașului din Piatra Neamț. A fost, practic, o primă încercare de a ne cunoaște mai bine între cele două orașe. Și sperăm pe viitor, întreg mandatul meu, pentru că un mandat în Italia de consilier local e de 5 ani, abia a trecut un an și sper că în cei 4 ani care au rămas să realizăm cât mai multe lucruri în comun. Dar ne poți spune care au fost impresiile după cele două vizite? Impresiile cred că au fost bune. Atât oficialilor nemțeni care au vizitat Verbania, pentru că Verbania este un oraș turistic, într-adevăr, are o infrastructură impresionabilă, deși este un oraș destul de mic, de 30.000 de locuitori, are un buget de 50 de milioane de euro. Wow! Da! Și am suferit cam aceleași schimbări în decursul anilor și Verbania era un oraș industrial. Industria s-a închis și unica sursă de venit era turism. Eu cred că tu ai studiat piața și de o parte și de alta și presupun că ai sesizat că cât valorează intrările la obiectivele turistice în România și cât este valoarea biletelor peste hotare. Nu știu, ne poți spune în Verbania cum stau prețurile lucrurile? Sunt la fel, atât în Verbania cât și la Piatra Neamț. Diferența este de salariu. Bine, deci, ai punctat. Bine, și ai punctat. Nu numai în domeniul turismului. Și în orice da, dar vezi tu că pentru un român care merge acolo, prețul îi se va părea mult prea mare. Poate de aceea uneori unii dintre... prețurile sunt mai mici în Italia sau în alte țări din spațiu. Ai în vizor un astfel de proiect turistic, ținând cont de faptul că ai reușit să înfrățești două orașe mici, turistice, unul din Italia și unul din România? Da, deocamdată primul proiect pe care noi l-am prezentat la comunitatea europeană este acel proiect comun. Eu am să te rog să faci o pauză.
Îi ținem puțin în suspans pe telespectatorii noștri pentru că trebuie să luăm o pauză de publicitate, dar nu plecați pentru că vom reveni și exact despre asta vom discuta, despre proiecte, pentru că invitatul meu nu numai că este consilier local în Verbania, un oraș micuț din Italia, dar s-a și implicat în anumite proiecte, iată, proiecte care își propun să susțină românii din Italia, dar și pe cei care sunt în orașul lui natal, respectiv orașul Piatra Neamț. Am revenit alături de dumneavoastră, urmăriți emisiunea Cotidian. Alături de mine, pentru prima dată, este Adrian Chifu, consilier local în Verbania, în Italia. Și iată că a avut posibilitatea să includă orașului natal, Piatra Neamț, în proiecte comune cu Verbania, orașul care l-a adoptat din 2001, acolo unde a reușit să obțină și funcția de consilier local și să lupte pentru drepturile românilor din acea comunitate. Le-am spus telespectatorilor noștri chiar înainte de pauza de publicitate că ai venit cu o serie de proiecte și aș vrea să le enumerăm, cele pe care ai reușit până acum să le pui în practică, dar și cele pe care le ai în vizor. Da, am început să vă spun un proiect comun care a fost depus deja la Comunitatea Europeană, pentru că finanțarea este integrală de la Comunitatea Europeană, așa numitul proiect pentru amenajarea lacurilor. Deoarece Verbania este capitala lacurilor europene, am ținut să, în mod special să intre și orașul Piatra Neamț, deși nu avem un lac natural, să facă parte din acest proiect european. Proiectul a fost depus, e un proiect destul de consistent, sunt 100 de capitole în dosar. Acum așteptăm răspunsul comunității europene din cele 100 de capitole câte vor accepta. Bun, dar ce își propune mai exact acest proiect? Amenajarea lacului Bâtca Doamnă. Pentru că noi alt lac în zonă nu avea. Amenajare e un cuvânt destul de complex, pentru că deocamdată nu știm exact cum va fi amenajat. Vedem exact în funcție de răspunsul lor de la Comunitatea Europeană capitolele pe care le vor finanța. Să înțeleg că e un proiect cu o valoare foarte destul mare. De mare. Sunt aproximativ 200 de orașe incluse în acest proiect, din toată Europa. Cum v-ați gândit tocmai la un astfel de proiect? Ne-am gândit pentru că... E proiectul tău personal sau da, al întregii primării? Da. Primării din Verbania este proiect. Deci Verbania, cum v-am spus, este capitala lacurilor europene și era normal să prezinte un proiect la nivel european. Dar tu te-ai gândit și la orașul tău natal. Exact, să fie inclus și orașul meu natal, pe românească în Verbania, într-o zonă destul de bună, chiar lângă prefectura din Verbania, biserica... Este biserica catolică, noi am preluat-o pe 60 de ani. A fost renovată și acum o utilizăm. Știi că se spune că uneori printre străini e mai bine să apelezi la cei pe care nu îi cunoști decât la apropiați. Se spune, însă noi românii în Verbania ne-am organizat destul de bine. Chiar n-au existat probleme de genul ăsta.